Din lumea contemporan românească a artiștilor ce utilizează ascuțimea slovei scrise, de acolo vine, pentru orice cititor, rădăuțeanul Lucian Dan Teodorovici, prozatorul, scenaristul, dramaturgul și jurnalistul născut pe 17 iunie 1975. Românul este recent câștigător al premiului special al cititorilor Natalia Gorbaniewska la gala trofeului literar al Europei Centrale, Angelus, din Polonia, pentru romanul Matei Brunul. Pe lângă acest roman, artistul din Rădăuți este autorul unor alte importante volume publicate, unele apărute în alte limbi și alte state, de exemplu, Celelalte povești de dragoste, Italia 2011, Circul nostru vă prezintă, Statele Unite și Ungaria 2009, dar și Italia 2011, sau Atunci a mars două palme, Germania 2009. Prin întreaga sa operă, românul născut la Rădăuți este scriitorul pentru orice cititor. Teodorovici este de asemenea renumit pentru deținerea unor importante funcții de conducere, precum consilier editorial la editura Polirom, senior editor al săptămânalului Suplimentul de Cultură și redactor șef al editurii Polirom între 2002 și 2006, redactor șef adjunct al revistei culturale Timpul între 2001 și 2003, iar între 2001 și 2002 a fost editorialist al cotidianului Obiectiv din Iași, ca și între 2002 și 2003 al cotidianului Monitorul tot din Iași. Din rândul scenariilor de film și televiziune, Animal Planet Show este cel mai bine cunoscut și scris de Teodorovici în colaborare cu Florin Lăzărescu. Să înceapă dansul! Antologia și dramaturgia sunt alte domenii din sfera preocupativă a lui Lucian Teodorovici. Inorogul, Vasiliscul, Elefanții Roz și Elefanții Galben este de exemplu piesa premiată de Ministerul Culturii din România în 2002. Ea este montată în spectacol lectură la Teatrul Odeon din București în 2002 și de asemenea în spectacol lectură la Teatrul Luceafărul din Iași în 2007.